că nu am rugi pe dinți, sunt ok. Da. Salut, sunt Bia și bine ai venit sau revenit pe canalul meu. În acest weekend facem mult râvnita colecția mea de cercei și cu această ocazie vreau să vă arăt ce organizatoare pentru bijuterii mi-am cumpărat și îi vom și aranja împreună, pentru că în momentul de față toate sunt aruncate peste tot și nu găsesc de obicei cerceii pe care îi am și de obicei găsesc cercei noi atunci când caut destul de mult în cutiile mele cu cercei. Dar, înainte să începem, îi mulțumesc foarte mult Andrei Burlacu pentru că a dat share videoului anterior și dacă vrei și tu să apari în următorul meu video, tot ce trebuie să faci este să dai share acestui video ori pe Instagram, ori pe Facebook și să-mi dai tag pentru a vedea și a te putea alege pentru următorul video. Nu uita să apeși pe butonul de subscribe dacă nu ai făcut-o deja și pe clopoțel pentru a fi primul care află despre fiecare nou video de la mine de pe canal, să dai un like acestui video și să-mi lași în comentarii ce alte videouri mai vrei să facem pe acest canal. Pe mine mă mai găsești pe Instagram, pe Bia Drăban, unde vorbesc cu voi mult mai des și vă arăt mult mai multe poze. În primul rând, vreau să vă arăt organizatoarele pentru bijuterii. Este vorba de acest tip de organizator. Îmi place foarte mult. Nu știu cum să vi-l arăt să-l vedeți în totalitate, cam așa arată. Este super, super drăguț. Mi-a trebuit un organizator care să aibă destul de multe găuri din acestea pentru cercei, dar și spații între aceste găuri, pentru că, după cum bine știți, am foarte mulți cercei lungi și, pentru ca să-i pot vedea pe toți, am avut nevoie de un astfel de organizator. Acest model l-am găsit la Jumbo, a fost undeva la 20 de lei, nu mai știu exact. Este dintr-un material care pare să fie foarte rezistent, are un model așa mai vintage, mie îmi place destul de mult, am două din acest model și împreună cu voi vom organiza cercei în această minunată seară. Sau cel puțin la mine este seară. Vreau să vă spun că din punct de vedere al bijuteriilor, cel mai bine stau la capitolul cercei pentru că acolo am cele mai multe lucruri. În rest, mai am câteva lănțișoare pe care nu prea le port și brățări pe care, ghiciți ce, nici pe acelea nu le port. Singurele brățări pe care le port au fost două, una dintre ele s-a rupt. Era vorba de o brățară care mă legat de George și acum nu mai port din păcate pentru că s-a rupt. Dar am o altă brățară, brățara de la Pandora, pe care o port și pe aceasta întotdeauna și care are trei medalioane. Vi le voi prezenta și pe acestea foarte pe scurt. Primul medalion este medalionul cu zodia Leu, pentru că eu sunt născută în luna august. Cel de-al doilea medalion reprezintă vârsta la care l-am primit și anume 21 de ani. Este un medalion pe care îmi doresc să-l țin mult pe mână, deși nu mai am 21, deja am 22, dar îmi place să-l văd și să-mi amintesc de această perioadă frumoasă. Iar cel de-al treilea medalion conține litera B de la Bianca și cam acestea sunt cele trei medalioane pe care le port în fiecare zi pe brățara mea de la Pandora. Să trecem la cercei pentru că sunt foarte mulți și abia aștept să vi prezint. Vom începe întâi cu cerceii lungi pentru că aceștia sunt cei mai mulți, iar apoi vom trece la cercei scurți. Vă voi prezenta cerceii în ordinea în care îi găsesc pentru că am foarte mulți și în sfârșit îi vom organiza. Prima pereche de cercei este aceasta, care este o pereche de cercei neagră. O am din H&M. Veți vedea că majoritatea cerceilor mei sunt din H&M pentru că îmi plac foarte mult modelele lor și pentru că de obicei nu port metale prețioase, doar gablonțuri. Îmi plac foarte mult aceștia cu diferite șnururi, cu diferite pietre. Așa că eu sunt fana lor. Dacă sunteți și voi în asentiment cu mine, scrieți-mi într-un comentariu și să văd câți dintre noi purtăm astfel de cercei. Materialul este unul simplu, în partea de sus seamănă cu un model auriu, iar în partea de jos au aceste șnururi negre care sunt foarte drăguțe și sunt foarte ușor de purtat. Din punct de vedere al greutății, nu sunt foarte grei, sunt destul de ușor, chiar dacă la prima vedere par a fi puțin mai masivi. Și dacă tot am vorbit de cercei din material sau cu franjuri, vreau să vă arăt cea de-a doua pereche de cercei a mea. Cred că aceștia au fost primii cercei pe care mi-am cumpărat din material. Îmi plac foarte mult, este o culoare foarte versatilă, acest roz pudrat este una din culorile mele favorite. I-am purtat de foarte multe ori, probabil ați văzut pe Instagram o mulțime de poze cu ei. Sunt unii din preferații mei pentru că sunt foarte ușori și au două rânduri de franjuri, ceea ce îi fac foarte voluminoși. Am început să am o pasiune pentru cercei lungi,
în momentul în care am fost unsă scurt. Dacă nu știți, am avut o perioadă în care am fost unsă foarte scurt, iar atunci simțeam că fața mea are nevoie de o completare, așa că am început să port cercei lună. Așa am început să port astfel de cercei și am rămas foarte pasionată de ei. Cea de-a treia pereche de cercei este o pereche cumpărată destul de recent. Singura problemă sunt franjurile care, din păcate, nu-și mențin forma dreaptă și se mulează după locul în care îi pun și ținându-i într-o cutie până acum, stăteau destul de strâmb, dar acum cum îi vom pune în acest suport, sper să stea drept. Îmi plac foarte mult, sunt foarte excentrici, îmi place această nuanță de mov foarte mult, știți că am o problemă cu movul. Mi se pare foarte interesant faptul că în partea de sus are ca o jumătate de floare sau așa ceva. Și să știți că chiar dacă aceștia par destul de ușori, mie mi se par puțin grei de purtat, dar m-am obișnuit pentru că port o grămadă de cercei lungi, așa că îmi plac și aceștia foarte mult. Cea de-a patra pereche de cercei este din nou una din favoritele mele și dacă stau acum să mă gândesc, nu am purtat-o de foarte mult timp pentru că am uitat complet de ei. Este vorba de acești cercei cu auriu și albastru. Sunt foarte drăguți, sunt în ombre, pornește de la o culoare mai deschisă și la baza lor ajung la o culoare mai închisă. Au în partea de sus ca un năsturel auriu. Sunt foarte ușori, desigur că sunt dintr-una din colecțiile de la H&M. Și am cumpărat la un preț foarte mic, nu mai știu prețul în momentul de față. Îmi plac foarte mult ciucureii aceștia și mi se par că se potrivesc și aceștia, mai ales la machiajele cu albastru. Am făcut cândva un machiaj cu albastru pentru Instagram și am purtat și eram foarte încântată de cum a ieșit acea fotografie. Cea de-a cincea pereche de cercei cu franjuri pe care am uitat să o menționez pentru că desigur că am uitat de ei, sunt aceștia, sunt foarte finuți, sunt dintr-un material foarte ușor, îmi plac ciucurei pentru că sunt într-o nuanță de nude, se potrivesc la foarte multe lucruri, dar până acum nu i-am prea purtat pentru că am uitat de ei. Dar acum, cum am aceste organizatoare, sper să-i port mai des. Trecem la următorul tip de cercei pe care îi am și am foarte mulți din acest model. Este vorba de cercei rotunzi, cercei lungi rotunzi. Îmi plac și aceștia foarte mult. Prima pereche pe care vă prezint astăzi este vorba de cercei argintii. Aceștia sunt dintr-un material destul de dens și destul de greu. Și asta îi face să fie destul de greu de purtat, pentru că după o anumită perioadă de timp încep să obosesc și simt nevoia să-i dau jos. Dar de purtat într-o seară în oraș sau pentru o ședință foto sunt foarte buni, îmi plac foarte mult, nu mai știu de unde i-am sau cât am dat pe ei, îi am de ceva vreme. Și sunt încântată de ei, îmi place foarte mult acest argintiu și mi se pare că sunt foarte buni pentru o seară excentrică în care vrei să-ți faci un machiaj puternic, dar să și asortezi o pereche de cercei drăguți la acel machiaj. Următoarea pereche de cercei, și anume aceasta care este perechea neagră, este din același material ca și cei argintii, doar că sunt pe negru, au un alt sistem de închidere, este vorba de acest tip de clamă. Sper că vedeți, are clama aceasta și așa se închide. Nu mai știu de unde i-am cumpărat, i-am purtat la foarte multe evenimente. Îmi plac foarte mult pentru că și aceștia sunt versatili. Îmi plac că sunt negri și îi port atât la haine colorate cât și la haine închise la culoare. Sunt destul de greoi ca și cei argintii. După o perioadă de timp îți obosește urechea și simți nevoia să-i dai jos. Dar îmi plac și îi voi purta în continuare. Trecem la un set de 3 perechi de cercei din același model, dar pe mărimi diferite. Voi începe cu cea mai mică mărime, este vorba de aceștia. Sunt super drăguți, dintr-un material foarte ușor, o culoare de auriu care se potrivește cu orice. Îmi place să-i port în momentele în care sunt foarte fericită, de exemplu, pentru că mi se pare că îmi dă un aer foarte drăguț și mă face să mă simt și mai veselă. Mărimea medie din același set este o pereche de cercei pe care îi port de obicei când îmi prind părul, pentru că mi se pare că arată foarte bine, sunt de asemenea ușori și nu mi-au făcut niciodată niciun fel de problemă. Perechea cea mai lungă este perechea mea favorită pentru că îi port cel mai des. Îmi place să-i port atât cu părul prins cât și cu părul desfăcut. Sunt foarte ușor și cel mai des îi port atunci când ies în oraș pentru că mi se pare că îmi dă un aer foarte de party.
Trecem la un alt tip de cercei și anume cercei cu pene. Din aceștia nu am decât două modele și pe acestea nu le preport pentru că mi se pare că nu mă mai reprezintă în momentul de față, dar vi le voi prezenta pentru că sunt în continuare în colecția mea. Prima pereche este perechea de pene albe. Mi se pare că sunt niște cercei de vară pe care poți purta foarte ușor la festival. Îmi aduce aminte de stilul boho și îmi plac foarte mult. Din păcate, i-am pătat probabil cu fond de ten, pentru că îi am de foarte mult timp, dar îi voi ține în continuare pentru că mi se pare că sunt foarte, foarte drăguți. Următoarea pereche de cercei cu pene este vorba de aceștia care sunt maro. Nu i-am purtat nici pe aceștia de foarte mult timp. Îmi au plăcut în momentul în care i-am cumpărat și dacă credeți sau nu, nici măcar nu știu când i-am cumpărat sau de unde. În orice caz, și aceștia sunt foarte ușori și pe aceeași temă de festival și de distracție. Aparent am trei perechi de cercei cu pene, dar am uitat de una dintre ele. Este vorba de ultima pereche, care este o pereche mai elegantă puțin, pentru că pana este în degrade, pornește de la alb și ajunge la auriu. Și în spate mai are două lanțuri, care se termină cu două pietricele foarte, foarte drăguțe. Acest cercei sunt dintr-un material ușor, nu încarcă deloc tenul sau aspectul și în același timp se pot purta foarte ușor într-o seară de ieșit în oraș, de exemplu, sau la cină. Trecem la cercei din care am un singur model și începem cu aceștia, care sunt o pereche de cercei mai eleganți. Sunt o pereche de cercei destul de lungi. Nici pe aceștia nu i-am purtat de foarte mult timp pentru că, sinceră să fiu, am uitat și de ei. Sunt din magazinul Mojito, i-am cumpărat cândva, nu la un preț foarte scump. Îmi plac foarte mult pentru că sunt dintr-un material foarte ușor și au aceste pietricele care le dau un aer foarte elegant și se potrivesc la o seară în oraș sau, de ce nu, la un eveniment important în viața fiecăruia. Următoarea pereche de cercei este din nou o pereche excentrică. Este vorba de cercei galbeni, care sunt destul de dificili, pentru că după o lungă perioadă de timp în care i-am purtat cu partea lungă în față, mă gândeam că eu nu știu exact care este fața acestor cercei. Eu am considerat că partea lungă este fața lor, pentru că mi se părea că arată mai bine. Am încercat să-i port și invers, dar mi se părea că nu are absolut niciun sens așa. Nu știu, spuneți-mi și voi care vi se pare că arată mai bine. Eu cred că așa se poartă și în niciun caz așa. Nu știu, mie îmi place să-i port așa, îmi place să am partea mai lungă în față, deși sunt destul de greu de purtat, pentru că trebuie o ținută care să se asorteze destul de bine cu ei și nu pot fi purtați în fiecare zi. Următoarea pereche de cercei pe care vreau să vă arăt, cred că nu am purtat-o niciodată, nu știu de ce. Este o pereche de cercei tot din categoria cerceilor lungi. Este formată din aceste două pietre, îmi plac destul de mult. Și totuși nu înțeleg de ce nu-i port. Mi se pare că sunt destul de pretențioși și aceștia și nu-i pot asorta cu orice. Sper că într-o zi îi voi purta, dar până atunci îi țin cu siguranță în colecția mea de cercei. Cerceii aceștia sunt una din perechile pe care le-am purtat în clasa a 12-a, când am terminat liceul. Și îmi plac foarte mult, îi țin ca și amintire, deși nu prea mai port în zilele acestea. Sunt dintr-un material foarte ușor, nu mai știu de unde i-am cumpărat. Îmi place pentru că sunt aurii și îmi plac foarte mult bijuteriile aurii. Această pereche de cercei a venit împreună cu perechea anterioară și sunt din aceeași amintire cu terminatul liceului. Îmi plac foarte mult, îmi amintesc de acele tobe mari care se găsesc în Asia, nu știu exact cum se numesc, sper că vă dați seama la ce mă refer. Mi se pare că au un aer așa medieval și îmi plac foarte, foarte mult. Ultima pereche de cercei din seria cerceilor lungi este aceasta. Și acestea au niște ciucurei, dar sunt foarte mici. Nu i-am purtat foarte des, pentru că mi se pare că ai nevoie de o ținută foarte potrivită pentru ei. Dar sunt unii din cercei mei preferați, pentru că mă simt mult mai specială cu ei. Și chiar dacă sunt atât de finuți, mi se pare că sunt îndeajuns pentru a completa întregul look. Trecem la partea de cercei care sunt pe lobul urechii și vreau să vă spun că nu sunt fană deloc a acestor tipuri de cercei. Aveam trei perechi, dar din păcate pe una dintre ele le-am pierdut. Dacă vorbim de cercei scurți sau de cercei mici, îmi plac modelele care nu sunt obișnuite, modelele care ies puțin în evidență.
Așa că vă voi prezenta cele două perechi pe care le port cu mare drag și îmi place să le asortez cu tot felul de ținute și de lucruri de make-up. Prima pereche este perechea cu auriu și negru. Este o pereche foarte interesantă pentru că una din cele două pietricele se dă jos, astfel încât poți să pui cercelul în ureche, iar apoi o aplici la loc. Cred că se poate purta și așa simplu, ca să atârne, de exemplu, dar mie îmi place să o urc ușor pe lobul urechii. În orice caz îmi plac foarte mult, arată foarte bine. Și ultima pereche de cercei pe care vreau să vă prezint în acest video sunt aceștia, care sunt super simpli. Este vorba de niște cercei argintii pe care desigur că nu-i port în mod normal, probabil cum ar trebui purtați, ci îmi place și pe aceștia să-i urc ușor pe lobul urechii, pentru că îmi place mult mai mult aspectul pe care îi au în acest fel. Sunt o pereche pe care îi port atunci când nu-mi doresc să port o pereche de cercei lungi, dar totuși îmi doresc să am ceva pentru a completa întregul look. Și acum o să auziți pe fundal niște zgomote, pentru că se mișcă cerceii, am reușit să umplu cele două suporturi, deși mă gândeam că nu o să reușesc să le umplu, dar uitați că am reușit. Aceasta este prima și aceasta este a doua. Cam așa arată. Acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și pe butonul de like și să dați un share acestui video pentru a avea șansa de a apărea în următorul meu videoclip. Până săptămâna viitoare, vă pup și povestim mai multe pe Instagram. Pa!